Despre normele de ecocondiționalitate impuse fermierilor români de către Uniunea Europeană am mai discutat în emisiunile trecute. Fermierii aproape la unison au declarat că GAEC 6 și GAEC 7, condiționări din PNS, nu au fost fundamentate pe un argument științific care să le dovedească agricultorilor că sunt necesare. Astfel, restricțiile privind anumite lucrări agrotehnice ale solului vor determina randamente scăzute în ferme. Mihail Dumitru, directorul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, și-a prezentat vehement poziția cu privire la acest subiect. Este extrem de greu ca unele norme să fie aplicate în același mod la nivel de țară. Spre exemplu, GAEC-ul acesta cu interzicerea lucrărilor după recoltatul grâului, orzului, rapiței, ce nu, terenul ca să fie protejat, el trebuie să stea acoperit. Nu este greșită ideea. Ideea este destul de bună, dar nu o poți aplica la fel peste tot. Într-o zonă a plouat, acolo e normal să-l țin acoperit, în altă zonă n-a plouat deloc. E normal să-l țin acoperit? Nu știu. Trebuie să vedem de la caz la caz. Din punctul meu de vedere, și normele spun că dacă ai 30% acoperit, e în ordine. Deci putea să accepte dezmiriștitul în care din resturile vegetale, cu un disc, se încorpora foarte puțin în sol, o parte chiar rămâneau la suprafață. Ei bine, în felul acesta încercăm să-i ajutăm pe fermieri să poată să-și lucreze terenul, pentru că s-a întâmplat anul ăsta, spre exemplu, să nu mai vină o altă zi cu ploaie cam de multă vreme. Și în felul ăsta, dacă te-ai apucat și n-ai pregătit dinainte terenul când ai avut ultima ploaie, ce faci? Poți să lucrezi terenul acum să cultivi rapița? Cred că s-a terminat de cultivat. A lucrat cum trebuie terenul să fie suficient de mărunțit pentru semințele acelea mici să răsară cum trebuie? Unii da, unii nu. Avem noi posibilitatea acum să semănăm orzul și grâu, să pregătim terenul pentru treaba asta? Cel care n-a putut să lucreze până acum, pentru că extinderea asta de la 15 iunie până la 30 septembrie este extrem de mare. Cel puțin luna septembrie trebuia scoasă complet din discuția aceasta ca terenul să nu fie lucrat. Nu avem o uniformitate. Dacă terenul e irigat, pot fi de acord cu restricția respectivă, că atunci când am chef, dau drumul la apă, am irigat terenul, fac lucrările ca lumea, lucrări de calitate, nu am griji deosebite. Sau dacă văd că e o perioadă prea lungă, chiar dacă n-am nevoie în etapa aia, găsesc o soluție de genul acesta. Dar dacă eu las mulciul respectiv, toate resturile vegetale la suprafață și nu pot să fac nicio lucrare de încorporare sau semi-incorporare, că nimeni nu spune să ar vara, să mai aplicăm vara, nu. Nu, se discută doar de aplicarea unui disc, doar de dezmiriștire. Sisești, marele agronom, arăta că minimul 20% spor de producție îl obții doar prin această dezmiriștire. Pentru că se încorporau resturile vegetale și avea un efect favorabil pentru producția următoare. Problema era că se făcea lucrarea la timp. E drept că în unele zone, din cauza sărăciei și pe vremea respectivă, chiar se lăsau terenurile nelucrate ca să crească ierburile și să-și hrănească cele câteva oi care erau pe teritoriul comunal respectiv. Sau oamenii să cosească iarba care creștea, că în anii ploioși creștea destul de multă iarbă, și să folosească. Nu aveam ierbicide pe vremea aia, deci burienele creșteau destul de puternic. Noi trebuie să ne acomodăm, să înțelegem aceste diferențe. Să înțelegem că a dirija agricultura cum dirigezi industria nu e totdeauna favorabil. Deci dacă s-a hotărât la nivel european sau național, nu știu unde s-a hotărât, că trebuie să lăsăm terenul cu resturi vegetale pentru că solul ca și omul are nevoie să fie protejat, putem accepta ideea, dar să nu fie excesivă. Adică nimeni nu făcea oricum arătură. Un disc de semi-incorporare le era util.
Lămuriri legate de GAEC 6, acoperirea minimă a solului pentru a evita descoperirea solului în cele mai sensibile perioade, a prezentat și Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu și Șești. Singura intervenție menită să conserve apa în sol, mai ales în condițiile în care se prognozează o vară extrem de secetoasă, este distrugerea capilarității stratului arabil imediat după recoltarea culturii premărgătoare, în condițiile menținerii unei părți din vegetație ruderală și accelerării apariției samulastrei. Acest lucru se poate face printr-o discuire superficială a solului sau printr-o afânare superficială cu combinatorul echipat cu cuțită de altă. La agricultură, dreptul de a alege al fiecărui fermier ar trebui să fie mult mai mare decât este la ora actuală. Al amenința continuu că stai subvenția, că n-ai aplicat nu știu ce, nu este soluția cea mai bună. La americani ce pune problema altfel. Îți dau banul dacă faci următoarea lucrare. E puțin diferit, dar o face voluntar. La noi este voluntar obligatoriu. Dacă nu faci așa, pierzi banii de subvenție. Și se știe clar că fără banii de subvenție, fermierii noștri și-ar închide porțile. Și așa o să și le închidăm foarte mulți fermieri anul acesta după secetă, după seceta care a fost și datorită unor condiții nepotrivite în relația dintre fermier și condiția politică. În condițiile acestea pe care le-ați enumerat, cu limitările pe care fermierii români trebuie să le respecte, în contextul acesta al secetei, ce trebuie să facă ei în toamna aceasta? Cum trebuie să-și pregătească terenurile pentru o cultură viitoare? Au o singură șansă. Să vină biserica să le dea ploaie. Dacă n-au ploaie, n-au apă, nu pot lucra terenul, n-au cu ce, sau trebuie să ia tancurile ca să lucreze terenul respectiv, că e beton, și noi am mai avut grijă să nu-i lăsăm să facă lucrări la timp. Cine va semăna, sigur a încălcat legea. Și a făcut lucrările respectiv fără să aibă aprobare. Nu e normal. Nu este normal ca cineva să-i spună fermierului, a, te descurci și tu cum poți. Ce e? Nu există a se descurca. Există doar norme legale, pe care dacă sunt legale, le respectă toată lumea. Oamenii trebuie să fie puși în aceleași condiții. Nu trebuie să gândim noi pentru ce să facă ei. Sunt atâtea diferențe de la un om, de la un loc la altul. Ei știu mai bine ca noi ce să facă. Noi trebuie să avem o singură grijă. Să nu-i constrângem atât. Domnul director, ați subliniat niște aspecte foarte importante. Vă mulțumesc că ați adus în atenție toate aceste lucruri. Sunt bine de spus și poate vor fi și înțelese. Trebuie să oferim, spre exemplu, acum, de urgență, să le asigurăm fermierilor banii pentru motorină. Da. Pentru că ei au nevoie de motorină, au nevoie de semințe. Accesul la credite, accesul la toate, trebuie să fie permanent și nelimitat. Da. Și iar în condițiile în care o fermă mare are probleme economice, statul trebuie să intervină să dea sprijin financiar.